Dear brothers and sisters, I'm very happy to be in this church again after more than 4 years. Dragi frați și surori, mă bucur să fiu din nou în biserica dumneavoastră după 4 ani. Every part of the body of Christ has got a different function. Fiecare mădular al trupului Hristos are o funcție diferită. When Jesus Christ is our head, când Iisus Hristos este capul nostru, we are all like members of his body. Noi suntem toți mădulari ale trupului lui. It's very important for us to understand that. Și e foarte important ca noi să înțelegem lucrul ăsta. I think many Christians don't understand. Pentru că mulți creștini nu-l înțeleg. One of the great truths in the New Testament is that believers are members of the body of Jesus Christ. Unul dintre cele mai mari adevăruri ale Noului Testament este că creștinii sunt mădulare ale trupului lui Iisus Hristos. When we understand that, it delivers us from a lot of anxiety and fears. Când înțelegem acest lucru, ne eliberează de multă îngrijorare și de multe temeri. I'll tell you why. Și vă spun de ce. Because you know how the Father protected the body of Jesus right from the time he was born. Pentru că știți cum Tatăl a protejat trupul Domnului Iisus încă de la nașterea lui. When he was born in Bethlehem. Când s-a născut în Betleem, Herod sent his soldiers to kill that little baby. Ierod a trimis soldații lui ca să omoare acel bebeluș. But God the Father took away to Egypt. Însă Dumnezeu Tatăl a făcut ca el să fugă în Egipt. And protected that body. Și a protejat trupul. And even during his ministry we read so many times people tried to catch him to kill him. Și chiar în timpul lucrării Domnului citim de atâtea ori cum oamenii încercau să-l prindă. The very first sermon that he preached in Luke chapter 4. Din chiar prima lui predică pe care a predicat-o în Luca 4. Before he finished his sermon, the people were so angry they pulled him down from the pulpit and took him to the cliff to throw him down. Încă înainte de a-și termina prima predică, oamenii l-au tras jos de la amvon și l-au dus pe o stâncă ca să-l aruncă cei de acolo jos. He was only 30 years old. Nu avea decât 30 de ani. If they had killed him there, he wouldn't have died on the cross. Dacă ar fi fost omorât atunci, n-ar fi apucat să moară pe cruce. I don't know how many people there were in that synagogue. Nu știu câți oameni să fi fost în sinagoga aceea. Let's say 200. Să spunem 200. 200 people ganging up against one man. 200 de oameni să se adune împotriva unuia singur. But we read in Luke chapter 4, he just quietly went away in their midst. Și totuși citim în Luca 4 că Iisus a trecut în liniște prin mijlocul lor. Could not touch him. Și nu s-au putut atinge de el. You read in John chapter 7 that the chief priests and scribes sent the soldiers to capture him. Citiți în Ioan 7 cum mari preoți au trimis soldații ca să-l captureze. And they could not capture him. Dar n-a putut să-l prindă. And the reason given is, și motivul este, his hour had not yet come. Că nu-i sosise ceasul. That's all. Atâta tot. So many soldiers. Atâția soldați. That is how the Father protected the body of Jesus Christ all those 33 and a half years. În felul acesta 33 de ani Tatăl a protejat trupul fiului său. And then when the hour came, dar apoi când a venit ceasul, he allowed them to capture him and kill him for our sins. Tatăl a permis ca Iisus să fie capturat și prins și bătut pentru păcatele noastre. That was according to God's perfect timing. Însă lucrul acesta s-a întâmplat la locul, la timpul stabilit de Dumnezeu. That is a picture of how God takes care of the body of Jesus Christ today. Și aceasta este o imagine a faptului în care Dumnezeu poartă de grijă de trupul lui Iisus astăzi. That's why it's a wonderful thing to recognize that we are members of the body of Jesus Christ. De aceea este un lucru minunat să înțelegem că noi suntem parte a trupului lui Iisus Hristos. Jesus lived on earth without any anxiety and fear. Iisus a trăit pe acest pământ fără frică și fără nicio îngrijorare. Because he knew nothing could happen to him till the Father permitted it. Pentru că știa că nimic nu-i se poate întâmpla peste voia Tatălui Său. Until the hour and the time came, nobody could touch him. Până când a venit ora și timpul, nimeni nu s-a putut atinge de Isus. He was not afraid of dying of cancer. Lui nu i-a fost frică că o să moară de cancer. He was not afraid of dying of some road accident. Lui nu era frică că s-ar putea să moară într-un accident rutier. There was absolutely no fear in him. Nu avea nicio frică. Do you live like that on the earth? Trăiești tu la fel pe acest pământ? For many years I could not live like that on the earth. Mulți ani eu n-am fost în stare să trăiesc. Because even though I was born again. Pentru că deși eram un creștin născut din nou. I could not believe that my Father in heaven loved me just like he loved Jesus. Nu puteam să cred că Tatăl meu din ceruri mă iubește la fel de mult cum l-a iubit pe Iisus. But when God opened my eyes to see this wonderful truth. Dar când Dumnezeu mi-a deschis ochii să descoper acest adevăr minunat. It changed my life. Mi-a schimbat viața.
And that is the message I've been proclaiming ever since for the more than 35 years. Și acesta este mesajul pe care îl predic peste tot de 35 de ani. I told you that each member of the body of Christ has got a particular function. V-am spus că fiecare parte a trupului lui Hristos are o anumită funcție. It's very important if you are really born again to know that you have a function in the body. Și e foarte important dacă ești născut din nou să fii conștient de faptul că ai o funcție, un rol în trupul lui Hristos. It may not be standing in the pulpit and being seen by everybody. Poate rolul tău nu este să stai la amvon să fii văzut de toți. See, my ministry is more visible to people. Vedeți, lucrarea pe care o fac eu este mai vizibilă pentru oameni. They see me on the internet, they see me in the pulpit. Mă văd pe internet, mă văd la amvon. But the visible parts of our body are not always the most important. Dar părțile vizibile ale trupului nostru nu sunt întotdeauna cele mai importante. Think of the invisible parts of your body. Gândește-te la părțile invizibile ale trupului tău. The heart. De exemplu, la inimă. The liver. La ficat, the kidneys, la rinichi, and many other parts of the body. Și la multe alte mădulare ale trupului tău din interior. The nerves and blood vessels. Nervii și vasele sanguine. They are much more important than what we see. Care sunt mai importante decât părțile pe care le vedem. So just because you are not one of the visible parts of the body. Deci numai pentru că nu ești unul dintre părțile vizibile ale trupului Hristos. Don't think you don't have any function. Nu ți închipui că tu nu ai niciun rol. Supposing some blood vessel in my body says, "Oh, nobody sees me, so I don't have any importance." Să presupunem că vreun vas sanguin din trupul meu spune, "Oh, pentru că nimeni nu mă vede, înseamnă că nu am nicio importanță." That blood vessel doesn't function, I can die. Și dacă vasul ăla de sânge nu funcționează, aș putea. And so every person who has given their life to Jesus Christ. Deci fiecare om care și-a predat viața lui Iisus Hristos. Then you have a function in the body of Christ. Are un rol în trupul lui Hristos. That is so important to believe. Lucrul ăsta e așa de important să-l credem. And it changed my life when I believed it. Și mie mi-a schimbat viața atunci când l-am crezut. I did not have to be like somebody else. Că nu trebuie să mă prefac să fiu ca altul. I did not have to preach like anybody else. Nu trebuia să predic ca și alții. I did not have to have the same burden that somebody else. Nu trebuia să am aceeași povară ca și alții. God wanted me to be myself. Dumnezeu a vrut ca eu să fiu eu însumi. God wants you to be yourself. Și Dumnezeu vrea să fii tu însumi. And he's got a particular function in the body of Christ for you. Și Dumnezeu are pregătit un rol în trupul lui Hristos pentru tine. Even if you're a young believer, chiar dacă ești un credincios tânăr sau un bătrân, you may not be so gifted. Poate nu ai daruri așa de multe. You may not know the Bible so much. Poate nu știi Biblia așa de bine. But if you have made Jesus Christ Lord of your life, dar dacă l-ai făcut pe Iisus Hristos Domnul vieții tale, and he's your head, și el e capul tău, then you have a function. Atunci ai și tu un rol. So sometimes in the beginning of our Christian life we don't discover that function. Uneori la începutul vieții noastre creștine nu ne dăm seama care este acest rol al nostru. It took me many years to pentru mine a durat mai mulți ani până mi-am dat seama care e rolul meu. But now it has become clear to me what God wants me to be in his body. Mi-a devenit clar ce vrea Dumnezeu să fac eu în trupul lui. I'm not special. Eu nu sunt deloc deosebit. All of us are special. Toți suntem deosebiți. Just like every part of my body is special. Și cum fiecare parte a trupului meu este specială. There's no part that's unimportant. Nicio parte din trupul meu nu are lipsită de importanță. Sometimes we can be discouraged. Uneori putem fi descurajați. I'm not an eye. Pentru că nu sunt ochi. I'm not a ear. Nu sunt o ureche. I'm just like a little finger. Ci sunt ca și un degețel. Unimportant. Fără importanță. Or you may say I'm not even a little finger, I'm just a little nail. Sau poate tu spui, eu nu sunt nici măcar un degețel în trupul lui Hristos, sunt numai o unghie. You feel like that? Te simți așa uneori? When you feel scratchy in your body. Când simți că te mănâncă ceva pe piele. Which part of your body will help you? Care parte a trupului te ajută? Not your eyes. Nu ochii. Not your tongue. Nu limba. It's these nails. Unghiile astea. See how valuable they are. Înțelegeți ce valoare au și unghiile? That is to teach us that even the smallest little thing which you think is so unimportant is very valuable. Asta ne învață că până și lucrurile acestea lipsite de importanță la prima vedere au mare importanță. Now if you have not given your life to Jesus Christ. Acum dacă tu nu ți-ai predat viața lui Iisus Hristos. You just come and sit in church. Și numai vii și stai în biserică. Then you don't have any function. Atunci să știi că nu ai niciun rol. But if you have given your life to Christ. Dar dacă ți-ai predat viața lui Hristos. Say, Lord Jesus. Și ai spus, Doamne Iisuse. I'm a sinner. Sunt un păcătos. You died for me. Tu ai murit pentru you mine. You rose again. Tu ai înviat din nou. You're living. Tu trăiești. Come and live in me. Doamne, vino și trăiește în mine. Take my whole life. Doamne, ia viața mea. Fill me with your Holy Spirit. Și umple-mă cu Duhul Sfânt. Then I want to say to you. Atunci vreau să-ți spun. Even if you're young. Chiar dacă ești tânăr or old, sau bătrân, you have a function in the body of tu vei avea un rol în trupul lui Hristos. That's one of the most important things you must believe. Acesta este cel mai important lucru and pe care trebuie să-l crezi. Don't compare yourself with somebody else. Și nu te compara pe tine cu alții. In 2 Corinthians in chapter 10. În 2 Corinteni 10.
It warns us against comparing ourselves with other people. Ne previne de pericolul de a ne compara cu alți oameni. 2 Corinthians chapter 10 verse 12. 2 Corinteni 10 cu 12. In the last part of that verse. În ultima parte a acestui verset. It says those who compare themselves with each other are without understanding. Prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și pun alături cu pe alții, sunt fără pricepere. What he's saying is, cu alte cuvinte, you're spiritually foolish if you compare yourself with other people. Ești spiritual prost dacă te compari cu alți oameni. Because how can you compare the ear with the eye? Cum poți să compari urechea cu ochiul? You can't. They're both different functions. Amândouă au funcții diferite. You can't compare the hands with the feet. Nu poți să compari mâna cu piciorul. Each is important. Fiecare e important. So it says we should not compare ourselves with others. Deci spune că nu trebuie să ne comparăm unul cu celălalt. Every one of us must say, Lord, I'm your child. Fiecare dintre noi trebuie să spună, Tată, eu sunt fiul tău. Am valoare. I'm very valuable in your eyes. Am valoare mare în ochii tăi. Please show me what my function is. Și te rog, arată-mi, Tată, care este rolul meu. And just like we don't compare ourselves with others. Și tocmai cum nu ne comparăm cu alții. We don't compete with others. Nu trebuie nici să fim în competiție cu alții. In so many churches, they're trying to show that I'm better than you. În atâtea biserii se întâmplă că unii încearcă să arate că sunt mai buni decât alții. I have no desire to show myself better than anybody. Eu n-am nici cea mică dorință să arăt că sunt mai bun decât altcineva. I'm not here to show that I'm a better preacher than anybody else. Nu am venit aici ca să demonstrez că sunt un predicator mai bun decât alții. Even a better Christian than anybody else. Sau chiar un creștin mai bun decât alții. Don't get into that competition. Nu intra în această competiție. See, does this hand compete with this other hand? Mâna stângă face concurs cu mâna dreaptă? Is any part of your body competing with the other part? Sau vreo parte din trupul tău face concurență cu altul? Nu. There is no competition in our body. Nu există în trupul nostru niciun fel de competiție. The law of this body is not competition but cooperation. Ci legea care stăpânește trupul nostru nu este competiția, ci cooperarea. We want to work together. Vrem să lucrăm împreună. For the glory of the head. Pentru gloria capului. So in my own case, deci în cazul meu, as I began to see God through many years, what is your calling for my life? Înțelegând de-a lungul anilor care este chemarea lui Dumnezeu pentru viața mea? Why did you allow me to be born on this earth? Înțelegând de ce a permis Dumnezeu să vină în această lume? Very important question all of you must ask. Aceasta este o întrebare foarte importantă pe care fiecare trebuie să vă puneți. If you can ask it when you're young, that is good. Și dacă ți-o poți spune cât ești tânăr, e mai bine. You must believe that you were not born without a purpose. Trebuie să crezi că te-ai născut cu un scop. See, the Lord told Jeremiah. Domnul i-a spus lui Ieremia. In chapter 1. În capitolul 1. Jeremiah chapter 1. Ieremia 1. Verse 5. Cu versetul 5. Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you and appointed you to be a prophet to the nations. Mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. That means before Jeremiah's mother became pregnant with him. Asta înseamnă că înainte ca mama lui Ieremia să rămână însărcinată cu el, before she conceived in her womb. Înainte ca el să fie în pântecele ei, God knew there's a little baby going to be born in this woman's womb. Dumnezeu știa că urmează un bebeluș să ia naștere în pântecele acestei femei. He's going to grow up to be my prophet. Și el va crește și va fi prorocul meu. Now, that doesn't mean that he's more important than others. Asta nu înseamnă că e mai important decât alții. Some are called to be apostles. Unii sunt chemați să fie apostoli, prophets, alții proroci, some are called to be evangelists, alții evangeliști, some are called to be helps. Alții sunt chemați să fie ajutoare. All are equally important. Toți sunt la fel de importanți. What I'm trying to show you is that before you were conceived in your mother's womb, încerc doar să arăt că tu înainte să fii conceput în pântecele mamei tale, knew your name, Dumnezeu cunoștea numele tău. And he knew și el știa what he wanted you to be in the body of Christ. Ce dorea ca tu să fii în trupul lui Hristos. You must believe that. Trebuie să crezi asta. This is not some imagination I'm telling you. Pentru că eu nu spun un lucru imaginat. It's not only here. Și nu doar aici. There are other places in scripture where it says that. Sunt și alte locuri în Biblie unde spune. See Psalm 139. Psalmul 139. Psalm 139. Psalmul 139. It says here in verse 16. Psalm 139 verse 16. Spune versetul 16. Your eyes have seen my unformed substance that is in the mother's womb. Că nu eram decât un plod fără ochi.
ochii tăi mă vedeau. You know, he's talking in verse 13 about the mother's womb. Pentru că în 13 spune că tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. You wove me in my mother's womb. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. And then in verse 16 he says. Și apoi în 16 spune. In your book it was all written. În cartea vieții tale, în cartea ta erau scrise. What was written? Ce scriau? All the days that I was supposed to live on this earth. Erau scrise toate zilele pe care urmea să le trăiesc pe pământ. Before even the first day was there. Chiar înainte să fie apărut eu prima zi. That's an amazing verse, Psalm 139 verse 16. Versetul acesta din 16 din Psalmul 139 e un lucru uimitor. Before I started my first day on earth. Înainte să mă nasc eu prima zi pe pământ. Listen to this. Ascultați. Do you believe it? Credeți asta? This is what David said about himself, it's true of you and me. Asta spune David despre el și e adevărat și despre tine și despre mine. David could not say he's a child of God. David n-a putut să spună că este un copil al lui Dumnezeu. He was a servant of God. El era doar un slujitor al lui Dumnezeu. In the Old Testament, nobody could be a child of God. În Vechiul Testament, nimeni nu se putea numi copil al lui Dumnezeu. Not even David, not even Elijah. Nici David, nici Ilie. Not even John the Baptist. Nici măcar Ioan Botezătorul. They were servants of God. Erau doar slujitori al lui Dumnezeu. But in the New Covenant, dar în Noul Legământ, we become sons and daughters of God. Noi devenim fii și fiice al lui Dumnezeu. Don't think servant of God is greater than son of God. Să nu crezi că un slujitor mai mare decât un fiu al lui Dumnezeu. Or daughter of God. Sau fiica lui Dumnezeu. Sometimes today we say, oh, so and so is a great servant of God. Astăzi spunem, oh, cutare și cutare, așa un mare slujitor al lui Dumnezeu. And we say, oh, what are you then? Și atunci te întreb, ce sunt eu? I'm just a child of God. Eu sunt doar un copil al lui Dumnezeu. Who is greater? Cine este mai mare? Supposing you go to some king's house. Se presupune că mergi în vizită la palatul unui rege. And he introduces you. Și el te introduce. This is my son. El este fiul meu. And this is my servant. Și ăsta este servitorul meu. Who is greater? Slujitorul meu. Care e mai mare? You know. Știi tu. The son of a king is greater than the servant of the king. Întotdeauna fiul unui rege e mai mare. In the Old Testament, nobody could be a son of God. În Vechiul Testament, nimeni nu a putut să fie fiul de Dumnezeu. And David said, all the days I was supposed to live on earth, you've already written them down. Și totuși David spune că toate zilele vieții mele erau scrise dinainte. What I want to say is God has got a plan for your life. Vreau să spun că Dumnezeu are un plan pentru viața ta. I'll show you another verse. Am să vă arăt alt verset. Ephesians chapter 2. Efeseni capitolul 2. When we are saved, we are not saved because of all the good works we did. Când suntem mântuiți, nu suntem mântuiți pentru că am făcut fapte Ephesians bune. 2, verse 8, Efeseni 2 cu 8. We are saved through faith, not of yourselves, it is the gift of God. Suntem mântuiți nu prin fapte, că nu se laude nimeni. Not a result of your works. Nu prin fapte. So that no one can boast. Ca nimeni nu se laude. Nobody can be saved because of the works they do. Nimeni nu poate fi mântuit prin faptele pe care le face. It is a gift. Este un dar. Do you know the difference between a gift and a salary? Știți care este diferența dintre un cadou și un salar? If you go and work in an office for one month. Dacă mergi și lucrezi într-un birou o lună. What you get at the end of the month is not a gift, it is a salary. Ce primești după o lună se numește salar, nu cadou. Because you worked for it. Pentru că ai lucrat pentru el. But if somebody comes and gives you a birthday gift, you didn't work for that. Cineva vine și îți dă un cadou de ziua ta, pentru asta n-ai lucrat. That's a gift. Deci e un dar. You didn't do anything for it. Nu ai făcut nimic să-l meriți. The Bible says. Biblia spune. Forgiveness of sins că iertarea păcatelor este un dar. We are saved from the judgment of God as a gift. Suntem salvați și mântuiți de judecata lui Dumnezeu ca și un dar. I can never work for it. Și nu pot face nimic pentru asta. Even if I work for 100 years, I can't earn this salvation. Și chiar dacă aș lucra 100 de ani, n-aș putea primi mântuirea. Eternal life is a gift of God. Viața veșnică este un dar al lui Dumnezeu. And whether you done works or not done works, it's no use. Și fie că ai făcut sau n-ai făcut fapte, nu are niciun rost. The Bible says that all our good works are like filthy rags. Pentru că Biblia spune că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Do you know that verse? Știți acest verset? Isaiah 64 in verse 6. Isaia 64 cu 6. Very important for all of you to know this verse. Foarte important să știm versetul acesta. Isaiah 64 in verse 6 says. Isaia 64 cu 6 spune. All our good works. Că toate faptele noastre bune. In the middle of that verse, all our righteous deeds are like a filthy garment. Sunt ca o haină mânjită. Now we think our evil deeds are like a filthy dress. Noi credem că faptele noastre rele sunt ca o haină mânjită. That is filthy, definitely. Și e cu siguranță o haină mânjită. Our good deeds are like a
filthy dress. Dar până și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Think of all the good deeds that you have done in your life. Gândește-te la toate faptele bune pe care le-ai făcut în viață. Which you are very proud of. De care ești foarte mândru. God says, according to my standard, it is filthy. Dumnezeu spune, conform standardului meu, sunt o haină murdară. De ce? Because some of those good deeds are done with a wrong motive. Pentru că unele fapte bune sunt făcute cu un motiv greșit. For our own honor. Pentru propria noastră onoare. To show other people. Ca să le arătăm altora. You see, supposing you have a beautiful apple. Să presupunem că ai un măr frumos. Pure, beautiful apple. Un măr sănătos. But it is being held in the hands of a man who's got a very infectious disease. Dar mărul ăsta este în mâna unui om care suferă de o boală infecțioasă. And this man with very infectious disease in his hands gives you this beautiful apple. Și omul ăsta cu boala asta incurabilă ține mărul ăsta în mână și ți-l dă ție. Will you take it and eat it? Îl vei accepta și vei mânca mărul acela? Nu. There's nothing wrong with the apple. Nu e problema la măr. But the hand is full of infection. Problema e că mâna care îl ține e murdară și plină de infecție. And that spoils the apple immediately. Și asta strică mărul imediat. That is why God says. De aceea Dumnezeu spune. Our good deeds are like that beautiful apple. Că faptele noastre bune sunt ca acel măr. It comes from a dirty heart. Care însă vine dintr-o inimă murdară. God says, I won't accept. Și Dumnezeu spune, nu să-l accept. We can never do any good works to get our salvation. De aceea nu putem face nicio faptă bună ca să primim mântuirea pentru ea. Ci este un dar gratuit. After that. Dar după asta. Turn back to Ephesians 2. Efeseni 2 din nou. Verse 9. Cu versetul 9. Salvation is not a result of works so that no one can boast. Ephesians 2 verse 9. Efeseni 2 cu 9. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. That's understood. E clar. So that means in the foundation of our life there are no works. Înseamnă că la baza vieții noastre nu stă nicio faptă. Free gift. Ci este un dar gratuit. God's forgiveness. Iertarea lui Dumnezeu. Whether you are a big sinner or a small sinner. Fie că ești un păcător mai mare sau mai mic. It's a free gift. Mântuirea este un dar gratuit. You lived a very pure life. Fie că ai trăit o viață curată. And then you ask Jesus as your savior. Și atunci când ai cerut lui Iisus să fie mântuitorul tău. Another person who was a prostitute and a murderer. Dar iată o altă persoană care a fost un criminal sau o prostituată. Or he or she accepted care Jesus. El sau ea îl acceptă pe Iisus. You are in the same level as that person. Ești la fel, ești la același nivel cu acea persoană. Even though she was a prostitute. Chiar dacă ea a fost o prostituată. That one was a murderer. Și el a fost un criminal. You lived a very God-fearing life. Și tu ai trăit o viață temătoare de Dumnezeu. When you accepted Christ. Dar în momentul în care îl accepți pe Hristos, ești egal cu acel om. Because that prostitute got the gift of forgiveness. Pentru că așa cum acea prostituată a primit darul iertării, la fel criminalul a primit darul iertării. You, the good person, got a gift of forgiveness. Și tu cel bun ai primit darul iertării. And if you think you're better than that person, then you have not understood salvation. Dar dacă tu te crezi că ești mai bun decât ei, n-ai înțeles darul mântuirii. Then you think that salvation is a salary. Voi crede că ai primit mântuirea ca și un salar, ca și o recompensă. But once the foundation is laid, dar odată ce fundația s-a pus, then we have to build the building. Trebuie să zidim clădirea. The foundation is where our sins are forgiven. Fundația înseamnă iertarea păcatelor noastre. That's a free gift. Un dar gratuit. But in the building, dar în clădire, is there a place for works in the building? Este vreun loc pentru fapte bune în clădire? Yes. Da. Plenty of works. Foarte multe. See Ephesians 2:10. Priviți la Efeseni 2:10. We are God's workmanship. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Created in Christ Jesus. Am fost zidiți în Hristos Iisus. Why? De ce? We are created to do good works. Ca să facem fapte bune. There are no good works in the foundation. Nu sunt fapte bune în fundație. We already saw that. Am văzut asta. Our good works are like filthy rags. Am văzut că faptele noastre bune sunt atunci ca o haină mânjită. But when it comes to the superstructure of the building, dar când vorbim despre structura superioară a clădirii, full of good works. Acolo trebuie să fie plină de fapte bune. What type of good works? Dar ce fapte bune? See in this verse. Iată în acest verset. Not the good works that your clever mind thinks about. Nu faptele pe care mintea ta istea să le crede. But good works that God has already planned for you from beforehand. Ci faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine la început. I told you that God has known us before we were in our mother's womb. V-am spus că Dumnezeu ne-a cunoscut înainte să fim în pântecele mamei noastre. Before you were born. Înainte să te naști. God knew Dumnezeu that one day you will give your life to Christ. Că într-o zi îți vei preda viața lui Hristos. That is called foreknowledge. Asta se numește
cunoaștere dinainte. God knows the end from the beginning. Dumnezeu cunoaște începutul la sfârșit. Long before you were born. Înainte să te naști. He knew your name. El știa numele tău. Before your mother was born. Înainte chiar ca mama ta să se nască. He knew your name. Știa numele tău. Before your grandmother was born. Înainte ca bunica ta să se nască. Before Adam was created. Înainte ca Adam să fie creat. God knew every one of his children. Dumnezeu l-a cunoscut pe fiecare dintre copiii lui. In all the thousands of years of human history. În toate cele câteva mii de ani de istorie umană. God could look into the future. Pentru că Dumnezeu putea să privească în viitor. And see who will open their hearts to Jesus Christ. Și să vadă cine își va deschide inima lui Iisus Hristos. In Romania, în România, in India, în India, in every part of the world. În orice parte a lumii. And he knew that before he created Adam. El a știut toate astea înainte să-l creeze pe Adam. See, God doesn't discover something suddenly. Vedeți, pentru Dumnezeu niciodată nu este să descopere ceva deodată. He knows everything that's going to happen till the end of time. El știe tot ce se va întâmpla până la sfârșitul vremurilor. And when did he know it? Și de când știe asta? He knew it before the he created the heaven and the earth. Știe dinainte de a fi creat cerurile și pământul. So we read in Ephesians chapter 1. Deci citim în Efeseni 1. And verse 4. Cu 4. This is a wonderful verse. Un verset minunat. Don't think you're an unimportant person. Să nu crezi că ești un om fără importanță. Ephesians 1:4 says he chose us in him before the foundation of the world. Spune că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Before the world was created. Înainte ca lumea să fie creată. He chose you in Christ. Dumnezeu te-a ales pe tine în Hristos. That is before Adam. Adică înainte de Adam. Do you know when God knew about me? Știi de când mă știe Dumnezeu pe mine? Before Genesis chapter 1 verse 1. Înainte de a fi scris Geneza 1 cu 1. Before Genesis 1 verse 1. Înainte de Geneza 1 cu 1. That is before the foundation of the world. Adică înainte de întemeierea lumii. He chose you. El te-a ales. He chose pe tine me. Și m-a ales pe mine. Why did he choose you and me? Dar de ce ne-a ales pe noi? Because we were good? Pentru că am fost buni? No. Nu. It says in 1 Peter chapter 1. În 1 Petru 1. 1 Peter chapter 1. 1 Petru 1, verse 1 and 2. 1 și 2. He chose us according to the foreknowledge of God the Father. Spune că ne-a ales. Verse 2. Versetul 2 spune că ne-a ales după cunoștința mai înainte lui Dumnezeu Tatăl. Father, he chose us. Ne-a ales după cunoștința înainte. All these people scattered in all these places. De aceea le scrie la acestor oameni din aceste locuri. God and you know it's written there about Pontus, Galatia, you can add Romania, India, you can add everything there. Scrie despre oameni din Pont, Galația, poți să scrii România, India, ce vrei. The foreknowledge of God the Father, he chose you. Știința înaintea lui Dumnezeu te-a ales. What does the word foreknowledge mean? Ce înseamnă cuvântul acesta, știința mai dinainte? He knows beforehand what's going to happen tomorrow. Înseamnă că Dumnezeu știe dinainte ce se va întâmpla mâine. I don't know, but God knows. Eu nu știu, dar Dumnezeu știe. Next year. Anul viitor. 100 years from now. Într-o sută de ani. Before the world was created. Înainte ca lumea să fie creată. Thousands of years. În mii de ani. In the year in the 21st century. În secolul 21. God knew who is going to respond to Christ. Dumnezeu știa cine îi va răspunde chemării lui Hristos. He picked that name. Și a ales acel nume. According to his foreknowledge. Potrivit științei lui mai dinainte. And he chose us in Christ before the foundation of the world. Și el ne-a ales pe noi în Hristos înainte de întemeierea lumii. And why did he choose us? De ce ne-a ales? First of all, to have our sins forgiven. În primul rând ca să ne ierte păcatele. And then, like we saw in Ephesians 2:10, look at that verse again. Apoi, ca și în Efeseni 2:10, priviți din nou. He chose us, Ephesians 2:10, to certain works that he planned for us from the beginning. El ne-a ales pentru faptele bune pe care le-a pregătit la început. That means when God chose me before Genesis chapter 1 verse 1. Înseamnă că atunci când Dumnezeu m-a ales pe mine înainte de Geneza 1 cu 1. That young man is going to accept me. A știut, acel tânăr mă va accepta pe mine. I've got a plan for his life. Și am un plan pentru viața lui. And this is what I want him to do as he grows. Și iată ce vreau să fac în viața lui. It's a wonderful thing to know that. E un lucru minunat să știi asta. When I was 21 years old. Când am fost de 21 de ani. More than 50 years ago. Adică peste 50 de ani în urmă. I took baptism. Am fost botezat. And one of the first things I realized after I was baptized. Și primul lucru de care mi-am dat seama după ce m-am botezat. Was that my heavenly Father has got a plan for my life. A fost că Tatăl meu ceresc are un plan pentru viața mea. And I had a great longing in my heart. Și aveam o mare dorință în inima mea. I said, Lord, I want to fulfill that plan. Doamne, vreau să împlinesc planul acesta.
And as I grew up spiritually, și pe măsură ce creșteam spiritual, I saw in scripture. Am descoperit în Biblie. What that plan was? Care era acel plan? See 1 John chapter 2. Uitați-vă în 1 Ioan 2. The same thing is for you as well. Pentru că același lucru este și pentru voi. If you have given your life to Christ, dacă tu ți-ai predat viața lui Hristos, Jesus Christ is Lord of your life, și Iisus Hristos e Domnul vieții tale, God has got a plan for your life. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. And here is an explanation of that plan. Și iată o explicare a acestui plan. 1 John chapter 2. 1 Ioan capitolul 2. And verse 6. Cu versetul 6. It's a great verse. Un verset minunat. I don't know how seriously you've taken it. Nu știu cât de în serios e acest verset. If you say you abide in Christ, cine zice că rămâne în Hristos, you have to walk in the same way that Jesus walked on this earth. Trebuie să trăiască și să umble și el cum a trăit Isus. That sounds like such a high standard. Se pare că este un standard foarte înalt. It is a high standard. Și este un standard foarte înalt. I am supposed to walk live exactly like Jesus lived on this earth. Eu trebuie să trăiesc în tocmai cum a trăit Domnul Iisus pe acest pământ. I don't have to be a carpenter. Nu trebuie să fiu un tâmplar. I don't have to be a bachelor. Nu trebuie să fiu That's not the meaning of this verse. Nu asta înseamnă. This means by the same principles by which Jesus lived on this earth, I have to live. Înseamnă că trebuie să trăiesc pe acest pământ după aceleași principii după care a trăit Iisus. What a wonderful thing this is. Ce lucru minunat e ăsta. Jesus lived on earth without any fear. Iisus a trăit pe pământ fără niciun pic de frică. Without any anxiety. Fără îngrijorare. Imagine that my heavenly Father has planned that I should also live like that. Imaginează-ți că Tatăl meu ceresc a plănuit ca și eu să trăiesc așa. That is what it means to be an overcomer. Asta înseamnă a fi un biruitor. God has planned certain works for you to do. Dumnezeu a pregătit anumite lucrări pentru tine să le faci. Those are works of victory. Fapte și lucrări de biruință. In every situation. În orice situație a vieții tale. If you read the life of Jesus in the Gospels. Dacă citești despre viața lui Isus în Evanghelii. Can you ever find him in a situation where he doesn't know what to do? Îl vei descoperi oare pe Isus în vreo situație în care nu știe ce să facă? Now human beings sometimes say, oh God, I don't know what to do now. Oamenii sunt în anumite situații uneori și spun: Doamne, nu știu ce să fac în situația. Haven't you sometimes said that in some difficult situation? Ai fost vreodată în situația să spui așa? Some problem in the home. Îți intervine o problemă în familie. Some problem in the office. Some problem sau problemă la lucru. Some problem with your children. Sau cu copii. You say, oh God, I don't know what to do now. Și spui: Doamne, nu știu ce să mai mă fac. Did Jesus ever say that? A spus Iisus vreodată asta? Did Jesus face some situation and say, oh Father, I don't know what to do? A spus Iisus vreodată în fața unei situații: oh Tată, nu știu ce să mai mă fac? Never. Niciodată. Never. Niciodată. You know why? Știți de ce? Because he knew that the Father would never leave him. Pentru că el știa că Tatăl nu-l va părăsi niciodată. See these wonderful words in John chapter 16. Iată aceste cuvinte minunate în Ioan 16. These are the last words that Jesus was speaking to his disciples at the Last Supper. Ultimele cuvinte rostite de Iisus ucenicilor săi la cina cea just de taină. Before he went to the cross. Chiar înainte să meargă la cruce. And he says in John 16 and verse 32. Și spune Ioan 16:32. An hour is coming and has already come and you'll all be scattered to your own home and you'll leave me alone. Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Leave me alone. Mă veți lăsa singur cu toții. Judas Iscariot has already left. Iuda Iscarioteanul deja plecase. There are 11 of you now. Au mai rămas 11 dintre voi. I know you love me. Știu că mă iubiți. I know you love me very much. Știu că mă iubiți foarte mult. But when you see the Roman soldiers, dar când veți vedea soldații romani, you will all run away. Veți fugi cu toții. And you will leave me alone. Și o să mă lăsați singur. But dar I'm not alone. Eu nu sunt singur. Look at those words. Uitați-vă la aceste cuvinte. I am not alone. Dar nu sunt singur. Because the Father is with me. Căci Tatăl este cu mine. I want to tell you, my brothers and sisters, that was the secret of Jesus' life. Vreau să vă spun, frați și surori, acesta este secretul vieții lui Iisus. It did not matter if the whole world forsook him. If the whole world forsook him. Chiar dacă lumea întreagă l-ar fi părăsit. He had one confidence. Iisus știa un lucru. The Father is with me. Că Tatăl este cu mine. Do you know that we can walk like Jesus? Știți că așa putem și noi trăi ca Iisus? Even if everybody leaves us. Chiar dacă toți ne părăsesc. God is with me. Dumnezeu este cu mine. Jesus is with me. Iisus este cu mine. It doesn't matter if people leave me. Nu contează că oamenii mă părăsesc. It makes no difference. Nu mă interesează.
That is how I have sought to serve the Lord in my own life. În felul acesta mi-am trăit eu viața și l-am căutat pe Domnul. I remember when God began to work in my heart. Mi-amintesc când Dumnezeu a început să lucreze în inima mea. Prepare me in India for the ministry he had for me. Să mă pregătească în India pentru lucrarea pe care urma să mi-o dea. And the message he gave me to preach more than 35 years ago. Și mesajul pe care mi l-a dat să-l predic cu mai mult de 35 de ani în urmă. It was a message which almost nobody else was preaching. Era un mesaj pe care nimeni nu mai predica aproape. It was a message of overcoming. Un mesaj It al biruinței. A message of victory. Un mesaj al victoriei. It was a message that said the devil can never overcome you. Un mesaj care spunea că diavolul nu trebuie să ne biruiască sin niciodată. Sin can never overcome you. Că păcatul nu trebuie să ne stăpânească. No sin can overcome you. Niciun păcat nu trebuie să ne biruiască. People may persecute your body. Oamenii îți pot persecuta trupul. But you'll be an overcomer in your spirit. Dar tu vei fi un biruitor în sufletul tău. It was a strong message. A fost un mesaj puternic. Against anger. Împotriva mâniei. Against lusting with the eyes. Împotriva poftei ochilor. Against internet pornography. Împotriva pornografiei pe internet. Against the love of money. Împotriva iubirii de bani. Against an unforgiving spirit. Împotriva unui duh neiertător. Against every type of sin. Împotriva oricărui fel de păcat. And I was preaching it to God's people who were living in sin. Și aceste predici le rosteam credincioșilor care trăiau în păcat. And a lot of them got offended. Și mulți dintre ăștia s-au supărat. No, they would leave. Și au plecat. I said you can all leave. Și am spus puteți pleca toți. The Lord is with me. Pentru că știu că Domnul este cu mine. Through the years. Și am văzut de-a lungul anilor. The only thing that matters is you make sure God is with you. Singurul lucru care contează e să fii sigur că Dumnezeu rămâne cu tine. And if God is with you, you'll be an overcomer. Și dacă Dumnezeu este cu tine, vei fi un biruitor. The 11 were his closest disciples, they left him. Cei mai apropiați ucenici al lui Isus l-au părăsit. And he said, I'm not alone. Și totuși l-a spus, eu nu sunt singur. You know, as human beings, we love to have company. Știți, noi ca și oameni, ne place să fim în compania altor oameni. We don't like to be alone. Nu ne place să fim singuri. Even little children. Chiar și copilașii. They like to have friends. Le place să aibă prieteni. And that is how many of them compromise when they go to school. Și în felul ăsta, compania asta e strică atunci când ajung la școală. They want all the people to appreciate. Vor să fie acceptați, apreciați de ceilalți. And in order to have friends, they și ca să-și facă prieteni, compromit, become like the others, și devin ca și ceilalți they get copii, into bad habits, și deprind obiceiurile because rele, they want friends. Pentru că vor să aibă prieteni. Somebody tells them to take drugs, dacă îi spune unul să se drogheze, or go into other dirty sexual habits, sau să intre, eu știu, într-un păcat sexual murdar, because they want to be friends. Doar pentru că vrea să-și păstreze prietenii. We have to teach our children to stand alone for the Lord. Trebuie să ne învățăm copiii să rămână singuri pentru Domnul. And say it doesn't matter if people in your school don't accept you. Și să le spunem, nu contează dacă colegii tăi la școală nu acceptă pe Domnul. Tu rămâi pentru Domnul. That's how Jesus lived. Așa a trăit Iisus. He didn't seek to please people. El n-a căutat să fie pe placul oamenilor. And he said, I'm not alone because the Father is with me. Și el a spus, eu nu sunt singur pentru că Tatăl este cu mine. And see the next verse. De data următoarea. John 16:33. Ioan 16:33. Why am I saying all these things to you? He says. De ce vă spun aceste lucruri? Spune-mi. I'm saying these things to you so that you can have peace in me. Vă spun aceste lucruri ca să aveți pace în mine. In the world you'll have tribulation. În lume veți avea necazuri. That means in the world people will oppose you. Asta înseamnă că în lume oamenii vă vor opune, vă vor omorî. They will oppose you on all sides. Vi se vor opune din toate părțile. But don't get discouraged. Dar nu fiți descurajați. I have overcome the world. Eu am biruit lumea. And you can also be an overcomer. Și tu poți să fii un biruitor. This is the message that came to my heart. Acesta este mesajul care a venit în inima mea. And this is the commission the Lord gave me. Și asta este trimiterea pe care Domnul mi-a dat. Live this life. Trăiește o astfel de viață. And as you live this life. Și pe măsură ce o vei trăi. Teach my people that they can also live this life. Învață poporul meu că și ei pot trăi o astfel de viață de biruitori. And that's what I have preached for so many. Și asta predic de atâția ani. And I've seen the result in so many. Și am văzut roadele în atâtea locuri. I want you to see Romans. Vreau să vă uitați în Romani. You know, if you know the book of Romans, it's an explanation of the gospel. Dacă cunoașteți cartea Romani, este explicația evangheliilor. It starts in chapter 1 with the people's condition in sin. Începe în capitolul 1 cu condiția păcătoasă a omului. Godless sinners. Păcătoși fără Dumnezeu. Chapter 2 about the religious sinners. Capitolul 2 despre păcătoșii religioși. Chapter 3 he says all are guilty. În capitolul 3 spune că toți oamenii au păcătuit. Godless sinners, religious sinners, all are equally sinners. Credincioși păcătoși, oameni fără Dumnezeu păcătoși, egal păcătoși. Chapter 4 he says we can be justified by faith.
Dar în versetul 4, capitolul 4 spune că putem fi justificați prin credință și putem să primim iertarea de păcat pe gratis. We can get grace. Putem primi har. Romans 6 it says we can overcome sin. Și în Roman 6 spune că putem birui păcatul. Romans 7 he says we can be free from the law. Roman 7 spune că putem fi liberi de lege. Then he comes to Romans 8. Dar ajunge la Roman 8. And says how we can live in the Holy Spirit. Și aici ne învață cum să trăim în Duhul Sfânt. And he's come to the conclusion of this personal part of the gospel. Și ajunge la concluzia acestei părți personale a Evangheliei. Such a wonderful gospel. Așa o Evanghelie minunată. And he says God's plan is that we might become like Jesus. Și spune că planul lui Dumnezeu este ca noi să devenim ca Isus. Romans 8:29. Romani 8:29. He predestined that we might become like his son Jesus Christ. Aceea care a cunoscut înainte, i-a hotărât mai înainte să fie asemenea fiului său. We started out as sinners in chapter 1. În capitolul 1 începem ca și păcătoși. Lost. Pierduți. Under the anger of God. Sub mânia lui Dumnezeu. But the gospel has brought us to the place where we can become like his son Jesus Christ. Dar Evanghelia ne-a dus până locul în care putem deveni ca și fiul său Iisus Hristos. And then he says in verse 31. Și apoi în versetul 31 spune. What shall we say to this wonderful gospel? Ce vom zice în fața acestor lucruri minunate? Romans 8:31. Romani 8:31. What shall we say to these things? Ce vom zice? If God is for us, who can be against us? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? I have one person on my side. Imaginează-ți, am un om, o persoană alături de mine. Almighty God. O persoană, Dumnezeul atotputernic. What does it matter who is against me? Și ce mai contează cine e împotriva mea? Who can be against me? Cine mai poate fi împotriva mea? The devil? Diavolul? Doesn't make a difference. Nu contează. All the lusts in my flesh? Toată pofta din firea mea. God is with me. Nu contează, Dumnezeu e cu mine. Și nu mă pot birui. The whole world în întreaga lume cannot defeat me. Nu mă poate înfrânge. Do you have this faith? Ai tu această credință? This is the end of the gospel. Acesta este încheierea Evangheliei. God is for me. Dumnezeu este pentru mine. Who can be against me? Cine poate fi împotriva mea? Believers don't live like this. Dar credincioșii de azi nu trăiesc așa. Believers, they're afraid what will happen tomorrow. Cei mai mulți credincioși se îngrijorează cum vor trăi mâine. Pain, have I got a cancer? Oh, am o durere, nu cumva am cancer. Am I going to have an accident? Nu cumva o să se întâmple un accident? Who'll take care of my children? Dacă mor, cine o să aibă grijă de copiii mei? Brother, sister, frați și surori. Do you believe that God chose you before the foundation of the world? Credeți voi că Dumnezeu v-a ales pe voi înainte de a forma lumea? Do you believe that the whole purpose of the gospel is that you come to the place where God is for me? Credeți că scopul Evangheliei este să te aducă acolo unde Dumnezeu vrea? He is not. We are not supposed to live defeated, hanging our heads in shame. Nu trebuie să trăim niște vieți de oameni înfrânți cu capetele plecate. This is a cry of triumph. Și trebuie să strigăm de biruință. If God be for me, who can be against me? Dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? And that's not just for people like me. Și asta nu e doar pentru oameni ca mine. Every one of you. Ci este pentru fiecare dintre voi. Jesus said, "Don't get discouraged." Iisus spunea să nu fiți descurajați. I have overcome the world. Eu am biruit lumea. You know the apostle John. Știți apostolul Ioan? He wrote his letters when he was 95 years old. El și-a scris epistolele la vârsta de 95 de ani. And if you read in the Gospel of John. Și dacă citești în Evanghelia lui Ioan. The epistles of John. Epistolele lui Ioan. And the book of Revelation. Și în cartea Apocalipsa. There's one word that John uses more than anybody else. Este un cuvânt pe care Ioan îl repetă mai mult decât toți ceilalți oameni. You know what that word is? Știți care este? Overcome. Biruiește. We read that just now in John 16:33. Jesus saying. Am citit în Ioan 16:23. Iisus spune. I have overcome the world. Eu am biruit lumea. That John wrote that. When he was 95 years old. Ioan a scris asta la 95 de ani. You don't find it in any of the other gospels. Dar nu mai găsești în multe alte evanghelii. You see, when John was 95 years old. Vedeți, Ioan când avea 95 de ani. He had all the other apostles had died. Toți ceilalți ucenici muriseră. And he looked around at the Christians in 95 AD. Și se uita Ioan în jurul lui la creștinii din anul 95 după Hristos. This is still the first century. Încă primul secol. 65 years after the day of Pentecost. 65 de ani după ziua cincizecimii. He looked around at the Christians in the world. Se uită Ioan la creștinii de atunci. And it was pathetic their condition. Și starea lor spirituală era patetică. Most of them were defeated. Era jalnică, erau înfrânți. You read that in Revelation chapter 2 and 3. Citiți asta în Apocalipsa 2 și 3. The elders of five churches were backslidden. Păstorii a cinci biserici din șapte erau căzuți. The leaders were in a backslidden condition. Liderii erau căzuți. The Lord tells the elder in Ephesus. Și Domnul îi spune presbiterului din Efes. You have a name that you're alive. Îți merge numele că trăiești. You can preach great sermons. Predici minunat. You're defeated in your life.
Dar tu ești înfrânt în viața ta. You just got a name before all the people that you're a great preacher. Ai doar un nume înaintea celor alți oameni că ești un mare predicator. But your thought life, you're defeated. Dar gândurile tale sunt family life, you're defeated. Viața ta de familie este. You've only got a name that you're alive. Îți merge doar numele că trăiești. That was the condition of Christianity. Aceasta era situația creștinilor. There was another elder in Laodicea. Era un alt prezbitor în Laodicea. Very rich man. Unul bogat. With a lot of money. Avea o mulțime de bani. Because the church was paying him well. Pentru că biserica îl plătea bine. And the Lord says. Și Domnul îi spune lui. You say you're rich. Spui că ești bogat. Increased with goods. Că faci lucruri bune. And you have need of nothing. Și că n-ai nevoie de nimic. But you don't know your spiritual condition. Dar nu-ți cunoști starea spirituală. You're an elder. Ești un prezbitor. But you're wretched. Dar ești you're un om miserable, poor, mizerabil, blind, sărac, naked. Nenorocit, gol. You don't have a fire in your life. Nu mai ai focul în tine. I wish you were cold. Mi-ar fi plăcut să fii rece. I'm going to spit you out of my mouth. De aceea te voi scuipa din gura mea. This is the condition of Christians in the first century. Iată cum erau creștinii încă din primul secol. And John, God, the Holy Spirit gave him a burden. Dar lui Ioan, Duhul Sfânt îi dă o povară. Spirit of God burdened John. Duhul lui Dumnezeu nu dă pace lui. Spirit of God said, "Tell my people about overcoming." Și îi spune, spune poporului meu să biruiască. You know, brothers and sisters. Știți, frați și surori. Today's Christians are in the same condition. Creștinii de astăzi sunt exact în aceeași situație. So many people talk about so many experiences. Atâția oameni vorbesc despre experiențele lor din trecut. Am avut niște viziuni. I see angels. Am văzut îngeri. I speak in tongues. Vorbesc în limbi. But look at the way they speak to their wives. Dar uitați-vă cum vorbesc cu soțiile lor. Look at the way they speak to their wife and husband at home. Uită-te cum vorbesc soțul cu soția acasă. Look at the divorces in Christianity. Uitați-vă la cât divorțe în creștinism. Look at the dirty thoughts that go through the minds of Christians. Uitați-vă la gândurile murdare care trec prin mințile lor. Look at the number of Christians who are watching internet pornography. Uitați-vă la numărul de creștini care se uită la pornografia pe internet. Devil mocks God. Și diavolul își bate joc de Dumnezeu. And the devil says, God, look at these children. Și îi spune diavolul, uită-te, Doamne, la copiii tăi. They act so holy when they go to church. Care se comportă așa de sfânt când sunt în biserică. But you know what they're watching in the computers at home. Dar tu știi la ce se uită ei la computer când sunt acasă singuri. They sing in the choir. Oh, ei cântă în cor. But God, you see what they're doing at home. Dar Doamne, tu vezi ce fac acasă. That is the condition of Christianity. Iată starea creștinilor. If there is one message Christians need to hear today. Dacă există vreun mesaj care lipsește creștinismului de azi. Be an overcomer. Este acesta, fiți biruitori. Be a witness for Christ in the midst of this godless Christendom. Fii un martor al lui Hristos în mijlocul acestor creștini fără Dumnezeu. That's why John wrote so much about overcoming. Și de aceea scria Ioan de atâtea ori, biruiți, biruiți. And he gives Jesus as the example. Și îl prezintă pe Iisus ca model. He is our example who overcame. Iisus este exemplul nostru care a biruit. See 1 John 4. În 1 Ioan 4. Verse 4. Cu 4. You are from God, little children. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu. And because you're from God, you have overcome them. Și pentru că sunteți din Dumnezeu, i-ați biruit. Again, that word he uses, overcome. Încă la început, i-ați biruit. You have overcome the devil. Tu l-ai biruit pe diavolul. You have overcome the lusts in your flesh. Ai biruit pofta din firea ta. And overcome the spirit of the world. Și ai biruit duhul acestei lumi. Why? De ce? Not because you're so strong. Nu pentru că ești tu așa de puternic. See the reason. Iată motivul. Because the one living in you is greater than the one in the world. Cel ce este în voi este mai mare decât de cel ce este în lume. That's why we overcome. De aceea suntem biruitori. We say Christ is living in us. Spunem noi Hristos trăiește în noi. I'm sure many of you say Jesus Christ is living in me. Sunt sigur că cei mai mulți pretindeți că Iisus trăiește în voi. Then why does the devil overcome you? Atunci cum se face că diavolul vă biruiește? Is it because the devil is more powerful than Christ? Oare pentru că diavolul e mai puternic decât Hristos? Who is greater? Cine e mai mare? The one in the world or the one inside you? Cel din lume sau cel din tine? If Christ is not in me, dacă Hristos nu e în mine, then I have to be scared of the devil. Atunci chiar trebuie să mă tem de diavol. Supposing I'm walking down a road somewhere. Să presupunem că eu merg pe un drum undeva. And some fierce dogs come barking at me. Și se apropie de mine o haită de câini care latră. What will I do? Ce fac? What will you do? Tu ce ai face? I think I'll turn around and run. Eu nu m-aș întoarce și aș fugi. I'm scared of dogs. Mi-e frică de câini. Particularly angry dogs. Mai ales de câini nervoși. But, dar, supposing I'm walking down that road with a huge lion, my good friend. Dar să presupunem că eu umblu pe același drum cu un leu așa uriaș, prietenul meu. My private pet, a huge lion. Leuțul meu de acasă. And 10 dogs come at me. Și 10 câini se apropie de mine.
I say, hey, why don't you just give one roar? Spun, hey, de ce nu scoți un zgomot doar la ei? That's all. He just roars. Ajunge să. And all those dogs put their tails between their legs and run. Și toți căței săraci o să meargă coada între picioare cât văd cur. Why? De ce? Why did I run before? De ce am fugit înainte? Because I was alone. Fugeam pentru că eram singur. I'm scared of dogs. Și mi-e frică de câini. I'm scared of the devil. Mi-e frică și de diavol. But now I'm not. Dar acum nu mi-e frică. The Lion of Judah is with me. Pentru că leul lui Iuda este cu mine. Jesus Christ. Iisus Hristos. King of Kings. Regele regilor. And the devil runs. Și diavolul fuge. Who is greater? Cine este mai mare? I want to ask you. Vreau să te întreb. The one living in you? Cel care trăiește în tine? Or the one living in the world? Sau cel care trăiește în lume? Then why are you afraid of the devil? Atunci de ce ți-e mai frică de diavol? De ce ți-e frică de circumstanțe? Why you think the devil will do this, do that and mess up your life? De ce ți-e teamă că diavolul o să facă una și alta și o să strice viața? We need faith. Trebuie să avem credință. See, 1 John 5. 1 Ioan 5. Verse 4. Cu 4. The last part, 1 John 5 verse 4. Ultima parte. This is the victory that overcomes the world, our faith. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Faith in what? Credința în umblarea. The one living with me is greater than the one who living in the world. Pentru credința a faptul că cel care e mine e mai mare decât cel din lume. Believe this, my brothers and sisters. Mi-aș dori să credeți și voi acest lucru, fraților. See James chapter 4. Uitați-vă în Iacov 4. James chapter 4. Iacov 4. Verse 7. Cu versetul 7. It's a wonderful verse. Un verset minunat. Submit yourself to God, resist the devil and he will flee from you. Supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului, el va fugi de la voi. Some people misquote that verse. Unii oameni nu citesc bine versetul. Say resist the devil and he'll flee from you. Ei spun atât, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. No, he will not flee. Nu, diavolul nu va fugi. The verse says submit to God first. Diavolul spune, Biblia spune să te supui întâi lui Dumnezeu. Then resist the devil. Apoi să te împotriviți diavolului. Give your whole life to Christ. Predați întreaga viață lui Hristos. Say, Lord, every area of my life is yours. Și spune, Doamne, fiecare parte a vieții mele este a Ta. Mă împotrivesc diavolului. Și diavolul va fugi de la tine. He will run away from you. De îndată va fugi. It doesn't say he will just turn around and walk. Nu spune că diavolul se va întoarce încetişor și o va lua la plimbare. Flee from you. Spune că va fugi you de la tine. In the Old Testament. Știți, în Vechiul Testament. Let me show you how the Lord said that to His children. Dați-mi voie să vă arăt cum explica lui Dumnezeu lucrul acesta poporului său. In the Old Testament they did not fight the devil. În Vechiul Testament ei nu se luptau cu diavolul. From Genesis to Malachi. De la Geneza la Maleahi. Was the Old Covenant. A fost Vechiul Testament. And Israel was God's people. Și Israel era atunci poporul lui Dumnezeu. And not a single person in Israel could fight the devil. Și nici măcar o singură persoană în tot Israelul nu se putea lupta not cu diavolul. Elijah, not John the Baptist. Nici Ilie, nici Ioan Botezătorul. Who did Elijah fight? Cu cine s-a luptat Ilie? The prophets of Baal. Cu prorocii lui Baal. Who did David fight? Cu cine s-a luptat David? Goliath. Cu Goliath. Who did the Israelites fight? Cu cine se luptau israeliții? The Philistines. Cu filisteeni. The Amorites. Cu amoriții. Midianites. Madianiții. All human beings. Toți oamenii. Throughout the history of Israel, de-a lungul istoriei lui Israel, they only fought with human beings. Israel s-a luptat doar cu oameni, cu ființe umane. Because the time had not yet come. Pentru că timpul nu sosise încă. For man to fight the devil. Ca omul să se lupte cu diavolul. But those pictures in the old that was a picture of how we could overcome Satan. Însă aceasta era o imagine în Vechiul Testament a faptului cum putem noi să-l biruim pe Satan. Today we don't fight human enemies. Astăzi noi nu mai ne luptăm cu dușmani umani. Today we fight the devil. Azi ne luptăm cu diavolul. But we can learn from the Old Testament. Dar putem învăța din Vechiul Testament. And here let me show you a verse in Deuteronomy 28. Dați-mi voie să vă arăt un verset din Deuteronom 28:7. Deuteronomy 28 verse 7. Deuteronom 28:7. For them it was human enemies. Pentru ei erau dușmani pământești. But for us this verse refers to the devil. Dar pentru astăzi pentru noi acest verset se referă la diavol. This verse refers to all the lusts in our flesh that tempt us. Versetul ăsta se referă la pofta din noi care ne ispitește. The fears. La frica, the anxieties, la îngrijorările. All the things that attack us. Și toate lucrurile care ne atacă. Listen to this verse. Ascultați acest verset. The Lord will cause your enemies who rise up against you to be defeated before you. Domnul îți va da biruința asupra vrășmașilor tăi care se vor
se vor ridica împotriva ta. Think of the enemies that rise up against you. Gândește-te la dușmanul care se ridică împotriva the ta. The lusts in our flesh. De exemplu, pofta din firea fears, ta. Fricile, anxieties, bitterness, jealousy, geloziile. They'll all be defeated. Toate vor fi biruite. And see what it says further in Deuteronomy 28 verse 7. În tot acolo. The last part of that verse. Ultima parte a versetului. This is the best part. I like it. Partea cea mai bună care îmi place. You must remember this verse all your life. Trebuie să ții minte toată viața versetul ăsta. Your enemies will come against you in one way. Spune că dușmanii vor veni la tine pe un drum. You resist them in Jesus name. Și tu când te vei opune lor în numele Domnului Isus. They will run in seven ways away from you. Vor fugi de la tine pe șapte cărări, pe șapte drumuri. That is how the devil will run. Așa o să fugă diavolul de la tine. Why is it so many believers are running from the devil? Dar cum se face că cei mai mulți creștini fugeie de diavol? I see believers running in seven ways from the devil. Eu văd creștini care fug pe șapte cărări de diavol. It's not supposed to be like that. Nu așa trebuie să fie. When the devil came against Jesus. Când diavolul s-a ridicat împotriva lui Isus. Did Jesus run from him? Isus a fugit de el. I'm scared. Mi-e frică. No. It's the devil who was scared. Diavolul i-a fost frică de Isus. He said, "Get away, Satan." I-a spus, "Depărtează-te de la mine, Satan." Left. Și a plecat Satan. Do you know that you can say that? Știi că și tu ai dreptul să spui lucrurile astea. Resist the devil and he'll flee from you. Tu te poți opune diavolului și el va fugi de la tine. There's one very important condition. Însă există o singură condiție foarte importantă. I can tell everybody sitting here. Pot să vă spun tuturor care stați aici. If you fulfill this condition. Dacă împlinești condiția aceasta. The devil will flee from you. Diavolul va fugi de la tine. If you don't. Dacă nu. Then the devil will rule you. Atunci diavolul te va ruina. I already showed you one verse. Te va stăpâni. Am să-ți arăt un verset. James 4:7, you saw that already. Iacov 4:7 l-ați văzut deja. Submit to God. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Then resist the devil. Și apoi împotriviți-vă diavolului. Don't try to resist the devil without submitting to God. Nu încerca să te împotrivești diavolului fără să te supui lui Dumnezeu. You will run seven ways from him. Pentru că tu o să fugi pe șapte cărări de el. But if you submit every area of your life to God. Dar dacă tu supui orice parte a vieții tale lui Dumnezeu, listen to this. Even if you're 12 years old. Chiar dacă ai numai 12 ani. Your age doesn't matter. Vârsta ta nu contează. The devil doesn't care for your age. Pentru că diavolul nu-i pasă ce vârstă ai. He sees whether you're submitted to God. Diavolul vede atât dacă ești supus lui Dumnezeu sau nu. Vreau să vă întreb pe toți. Can you honestly say? Puteți spune cu sinceritate. At least you want to submit every area of your life to God. Că cel puțin vreți să supuneți fiecare parte a vieții voastre lui Dumnezeu? Will you say, Lord, I want to give every area of my life. Veți spune, Doamne, vreau să-ți predau fiecare parte a vieții mele ție. I want to give you my eyes. Doamne, vreau să-ți dau ochii mei. I want to look at things which you don't want me to look at. Și nu mai vreau să mă uit la lucruri la care nu vrei să mă uit. Îți dau limba mea. I want to give you my heart. Îți dau inima mea. I want to give you my body. Vreau să-ți dau trupul meu. My hands. Mâinile mele. Completely, Lord, I submit to you. Doamne, întru totul mă supun ție. I want you to fill me with your Holy Spirit. Vreau ca Tu să mă umpli cu Duhul Tău cel Sfânt. Take complete control of my body. Doamne, ia control complet al trupului meu. Once you've done that, odată ce ai făcut lucrul ăsta, the Lord will accept you immediately. Domnul te va accepta de îndată. He'll fill you with the Holy Spirit immediately. Te va umple cu Duhul Sfânt cel Sfânt deodată. You know, some people say, unii oameni spun așa, oh, you got to wait for the Holy Spirit to fill you. Trebuie să aștepți ca Duhul Sfânt să te umple. Remember how they waited 10 days in the day of Pentecost? Cum în ziua cincizecimii au așteptat 10 zile. I see that was before the Holy Spirit came. Dar eu spun, eu a trebuit să aștepte că era înainte de venirea Duhului Sfânt. Before the Holy Spirit came, they had to wait. Trebuia să aștepți înainte de venirea Duhului Sfânt. But after the day of Pentecost. Dar după ziua cincizecimii. Do you ever find anybody telling people, you got to wait. Găsiți undeva în Biblie spunând pe cineva că trebuie să aștepți Duhul Sfânt. Nu, e prezent aici. He never left the earth after he came to the day of Pentecost. Duhul Sfânt după ce a venit în ziua 50-a, n-a mai părăsit pământul. Then why do you have to wait? Atunci pentru ce să mai aștepți? You don't have to wait. Nu trebuie să aștepți. God is waiting for you to give your life to him. Păi Dumnezeu te așteaptă pe tine să îți predai viața God lui. God is waiting for you to yield your whole life to him. Dumnezeu te așteaptă să îți deschizi viața lui. So there is a waiting. Deci există o așteptare. But it's not you waiting for God. Dar nu a ta așteptându-l pe Dumnezeu. It is God waiting for you. Și a lui Dumnezeu așteptându-l pe tine. God waits. Dumnezeu așteaptă. And nothing happens till you give everything to him. But if you give, nu se întâmplă nimic. If you give every area of your life to Christ. Dar dacă tu îți predai orice zonă a vieții tale lui Hristos. I can tell you in Jesus name you'll be filled with the Holy Spirit right where you are. Îți spun în numele Domnului Isus că vei fi umplut de Duhul Sfânt chiar acolo unde vei fi. And when you're filled with the Holy Spirit. Și când vei fi umplut de Duhul Sfânt. Submitted to God. Supus lui Dumnezeu. The devil will be as afraid of you as he was of Jesus Christ. Diavolul îi va fi frică de tine exact cum a fost frică de Isus Hristos. I believe that. Cred lucrul ăsta. I, as far as I know, I've given my whole life to Christ.
Din câte știu, eu mi-am predat toată viața lui Hristos. I have no ambition in my life except to do the will of God. Nu mai am nicio ambiție în viața mea decât să fac voia lui Dumnezeu. I have no desire to make money. I have no desire to make money. N-am nicio dorință să fac bani. Or to become a famous person. Sau să devin un predicator faimos. Or become somebody big in the world. Sau unul mare în lume. Only one desire. Un lucru îmi doresc. To do the will of God in my life. Să fac voia lui Dumnezeu în viața mea. You say that to God. Spune și tu lucrul ăsta lui Dumnezeu. Even if you're young or old. Fie că ești tânăr sau bătrân. God will fill you with His Holy Spirit. Și Dumnezeu te va umple cu Duhul Sfânt. And the devil will flee from you. Și diavolul va fugi de la tine. But there's one more condition. Dar mai este o singură condiție. It's included in this, but I want to make it clear. Inclus în aceasta, dar vreau să subliniez. It's in Ephesians 6 verse 12. Efeseni 6 cu 12. Ephesians 6 verse 12. Efeseni 6 cu 12. If you want to overcome Satan. Dacă vrei să-l biruiești pe Satan. He says our struggle is not against flesh and blood but against all these evil forces of wickedness. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor. See, there's a big list there of all the forces of evil. Și este o mare listă aici a puterilor întunericii. Rulers, powers, world forces of darkness, spiritual forces of wickedness. These are all demonic powers. Toate acestea sunt puteri demonice. A whole lot of them. Sunt foarte multe. And he says we don't fight with human beings. Și spune aici că noi nu luptăm cu oamenii. We fight against the demonic powers. Și luptăm cu puterile demonice. Many years ago. Cu mulți ani în urmă. The Lord spoke to me from this verse. Domnul mi-a vorbit mie din acest verset. And said, if you want to fight Satan. Și mi-a spus așa, dacă vrei să te lupți cu Satan. One decision in your life. Trebuie să iei o decizie în viața ta. Very simple decision. Foarte simplu. You will never fight with flesh and blood. Niciodată să nu te lupți cu sângele și cu carnea. You never fight with a human being. Să nu te lupți niciodată cu omul. That is the condition. Asta e condiția. You want to fight the devil? Tu vrei să te lupți cu diavolul? I made that decision many years ago. Eu am luat hotărârea asta mulți ani în urmă. That I will never fight with flesh and blood. Să nu mă lupt niciodată cu sângele și carnea. Because I want to fight the devil. Pentru că vreau să mă lupt cu diavolul. In the Old Testament, they fought with flesh and blood. În Vechiul Testament se luptau cu oamenii. All their enemies were human. Toți dușmanii Israelului erau oameni. Today I don't have a human enemy. Astăzi eu nu mai am niciun dușman uman. People may hate me. Oamenii poate mă urăsc pe mine. I'm not going to hate them. Dar eu nu îi urăsc. Because if I hate them, I will not be able to fight the devil. Pentru că dacă i-aș urâ pe oameni, n-aș putea să mă lupt cu diavolul. That's the question I want to ask all of you wonderful believers sitting here. Asta este întrebarea pe care vreau să vă pun tuturor fraților creștini de astăzi. Spuneți-mi. Do you fight with human beings? Voi vă luptați, vă certați cu oamenii? No wonder the devil is not afraid of you. Nici nu mă mir că diavolul nu-i frică de voi. You know, for the devil to overcome you, pentru ca diavolul să te poată birui, he has only got to do one thing. Trebuie să facă un singur lucru. Make you fight with human beings. Să te facă să te ceri să te lupți cu oamenii. And as soon as you fight with human beings, the devil knows I've won the victory. Și de îndată ce vei certa cu this person will have no power to fight with me. Și va spune diavolul, omul ăsta nu se poate lupta cu mine. Because he is fighting with his husband. Pentru că se luptă cu soțul. Fighting with her husband. Se ceartă cu soțul. He's fighting with his wife. Se ceartă cu soția lui. They're fighting with their neighbors. Se ceartă cu vecinul lui. They're fighting with each other in the church. Se ceartă în biserică unul cu altul. This pastor is fighting with that pastor. Pastorul ăsta se ceartă cu pastorul ăsta. Where can they defeat the devil? How can they defeat the devil? Cum se poate să biruim diavolul? I want to say to you, all of you. Vreau să vă spun tuturor. Make one decision in your life today. Luați o decizie astăzi în viața voastră. Your life will be changed. Și viața voastră va fi schimbată. I know from my experience. Știu din experiența mea. The decision is I will never fight with a human being. Decizia e asta, să nu mă mai cert cu nimeni, cu niciun om. Come to fight with me, dacă ei vor să certe cu mine, I refuse to fight. Eu voi refuza să mă cert cu ei. I don't even fight over doctrine. Nu mă cert nici cu privire măcar la o învățătură. Some people come to argue with me about doctrine. Unii oameni vin la mine și se ceartă cu privire la o anumită învățătură. I say, if you want me to explain a doctrine, I will spend hours and explain it. Și eu le răspund așa, dacă vrei să-ți explic o învățătură, stăm ore întregi. If you come to argue with me, dar dacă vin la mine să te cerți cu mine, I am not going to argue with you. Nu sunt omul cu care să te cerți. Because many years ago, pentru că cu mulți ani în urmă, I decided I will never fight with human beings. Am hotărât să nu mă cert cu oameni. So many people have tried to come and fight with me. Și atâția oameni au încercat să vină să se certe cu mine. I refuse to fight with them. Și eu am refuzat sistematic să mă cert cu ei. Just make that one decision today. Ia astăzi această mică decizie. When your husband gets angry with you, când soțul se supără, se mânie pe tine, you're going to keep your mouth shut. Țineți gura închisă. And you're going to keep your heart full of love for him also. Și o să ție astfel și inima plină de dragoste. When your wife gets angry with you, când soția ta se supără pe tine, se mânie pe tine, you're going to keep your mouth shut. Țineți gura închisă.
And you're going to have your heart full of love for her. Și în felul ăsta îți va rămâne inima plină de dragoste pentru ea. You just do that one thing. Fă doar acest lucru. When your neighbor comes to fight with you. Când vecinul vine să certe cu tine. You're going to keep your mouth shut. Ține-ți gura închisă. Because you're not going to fight. Pentru că when people in the church want to come and fight with you. Sau când cei din biserică vor să lupte cu tine. You know in how many board meetings of churches they fight with each other? Știți în câte comitete de biserică se ceartă cei din comitet între ei? Oh, you should sit in some church board meetings. Să stați numai să uitați la întâlnire de comitet. It's like hell itself. E cariad acolo. Fight and fight. Meci, luptă. You think such a church can overcome Satan? Și voi credeți că o astfel de biserică îl poate birui pe Satan? Satan sits back and laughs at that. Satan stă în spate și râde de ei. Make a decision you'll never fight. Hotărăște-te să nu te mai ceri. You will stand for the truth. Ci să stai în picioare pentru adevăr, never fight with human beings. Dar să nu te cerți cu oamenii. You know, once they called Jesus Beelzebub, prince of devils. Știți că l-au numit pe Iisus Belzebul, prințul demonilor. He didn't start fighting with them. Dar Iisus nu le-a răspuns certându-se cu ei. You know what he did? Știți ce a făcut? You read it in Matthew 12. Citiți în Matei 12. He smiled at them. A zâmbit la ei. He said, "You're forgiven." Și le-a spus, sunteți iertați. What a wonderful word. Ce cuvânt minunat. So, make a decision that you'll never fight with human beings. Deci luați decizia aceasta să nu vă mai certați cu oamenii. Și apoi opuneți-vă diavolului. Let me show you one last verse. Și un ultim verset să vă arăt. Revelation chapter 3. Apocalipsa capitolul 3. Verse 21. Cu 21. Revelation 3:21. This is a great verse. Un verset minunat. I love this verse. Iubesc versetul ăsta. It's speaking about overcoming. Pentru că vorbește despre biruitori. Overcoming Satan. De cei care biruiesc Satan. Overcoming the world. Birui lumea. Overcoming the lust in my flesh. Pofta din fire. Overcoming fear. Care a biruit. Overcoming anxiety. Frica, îngrijorările. Overcoming grumbling and complaining. Care au biruit comentariile și plângerile. And overcoming backbiting. Și care au biruit. Overcoming the love of money. Bârfele și iubirea de bani. Overcoming every sin. Cei care au biruit toate păcatele. It says here in verse 21. Spune aici în versetul 21. He who overcomes, I will grant him to sit with me on my throne. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu. And how should he overcome? Cum va birui? As I overcame. După cum și eu am biruit. Lord, how shall I overcome? Doamne, cum să biruiesc? Jesus says, as I overcame as a man. Iisus spune, așa cum și eu ca om am biruit. I sat down with my Father on his throne. Și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Do you know according to this verse not everybody will sit on the throne with Jesus? Știți că potrivit acestui verset nu toți vor sta cu Iisus. Who is going to sit on the throne with Jesus? Cu Iisus pe tron, cine va sta? He who overcomes I will give him the privilege of sitting with me on the throne. Celui ce va birui îi voi da să șadă pe tron. I don't want to sit on any throne on this earth. Pe mine nu mă interesează să șed pe niciun tron pe pământ. I don't want to be the president of any country on this earth. Nu vreau să devin președintele a niciunei țări. I don't want to be a king on this earth. Nu vreau să fiu un rege pe pământ. I don't even want to sit in a throne in a church. Nu vreau nici măcar să stau pe un tron într-o biserică. I'm looking forward to sitting on the throne of Jesus. Eu aștept să stau pe tron cu Domnul Iisus în cer. With Jesus on his throne. Read that verse. Împreună cu Iisus pe tronul lui, citiți. Never forget this verse. N-am să uit niciodată acest verset. If you overcome, dacă vei birui, you will sit with Jesus on his throne. Tu vei sta lângă Iisus pe tronul lui. I want to be an overcomer. Eu vreau să fiu un biruitor. How shall I overcome? Și cum voi birui? As he overcame. Așa cum el a biruit. He has given me an example. El mi-a dat un model, un exemplu. He was tempted like me. El a fost ispitit ca mine. And he overcame. Dar a biruit. And I can live like him on this earth. Și eu pot trăi ca și el pe acest pământ. Prin puterea Duhului Sfânt. Think more about that tomorrow and the day after. Vorbim mai mult mâine și poimâine. Please come tomorrow. Vă rog să veniți. Bring your friends. Aduceți-vă și prietenii. Bring your enemies. Și dușmanii. Help them to hear the word of God. Ajutați-i să audă cuvântul lui Dumnezeu. Let's pray. Să ne rugăm. As we bow our heads before God. Let's stand up. Să ne ridicăm, să plecăm capul înaintea lui Dumnezeu. Let's all stand up and bow before God. Să ne plecăm dar înaintea lui Dumnezeu. God spoken to your heart. Dacă Dumnezeu a vorbit inimii tale. It doesn't matter if you didn't understand everything. Nu contează dacă înțelegi. Just say, Lord, spune-te, Doamne, I want to open every area of my life to you. Vreau să-ți deschid ție fiecare parte a inimii mele. To the best of my knowledge, I want to give myself to you completely. Vreau să fiu al tău întru totul, cât ține de mine.
I want you to fill me with your Holy Spirit. Îmi doresc ca tu să mă umpli cu Duhul tău cel sfânt. If there is any area of my life I have not yielded, show it to me. Și Doamne, dacă este vreo parte a vieții mele pe care nu ți-am predat-o ție, arată-mi-o și ți-o voi preda, Doamne. Lord, I wasted enough years on my life Doamne, on earth. Doamne, suficienți ani am risipit pe acest pământ. I don't want to waste any more years. Dar nu mai vreau să risipesc. I want to live for you from today. Și de azi înainte vreau să încep să trăiesc pentru tine. I want to be an overcomer. Vreau să fiu un biruitor. I want to live for eternity and not for this world. Să trăiesc pentru veșnicie și nu pentru lumea aceasta. Thank you for hearing me. Îți mulțumesc pentru că mă asculți. I believe you will answer my prayer. Cred, Doamne, că tu vei asculta rugăciunea mea. In Jesus' name. În numele Domnului Iisus. Amen. Amen. Please be seated. Luați loc.